Slătinenii certați cu ordinea și bunul simț au făcut din vandalizarea băncilor, coșurilor sau a stațiilor de autobuz un hobby, așa că rar găsești o stație fără afișe lipite sau fără graffiti sau de ce nu distrusă. Anunțurile diverse, operele de art ale unor tineri ce înțeleg să se exprime pe unde găsesc sau mai ales urmele nervilor unora sunt revărsate pe stațiile de autobuz. În urmă cu 3 ani în Slatina au fost schimbate toate cele 40 de stații de autobuz, dar din păcate acestea periodic sunt reparate. Nu pot să vă spun în momentul ăsta, știu de două stații care sunt din nou vandalizate. Noi facem întotdeauna, anunțăm poliția locală, poliția județeană. Practic, dacă vreți să comentez un pic și într-un mod mai personal, este vorba și de buna sau mai puțin buna creștere a unor călători. Se iau măsuri, sunt situații în care putem afla cine a făcut, sunt mai multe situațiile în care nu aflăm niciodată. Adică de genul stațiilor vopsite cu spray-uri de vopsea, cum este la cea de la Park Hotel, alta spartă, cum este cea de la prefectură, nu întotdeauna le descoperim cine a făcut. Dacă în urmă cu ceva ani doar unele stații erau preferatele vandalilor, acum nu putem vorbi doar de o anumită zonă. Distrugeri sunt peste tot. Dacă în stația de la Park Hotel vorbim despre graffiti, la prefectură avem o distrugere completă. Repararea și curățarea acestora se face din banii orașului, adică din banii noștri, bani care ar putea fi folosiți pentru alte lucruri mult mai utile. Noi, ca să repunem stațiile în starea inițială, însă nu să cheltuim niște bani pe care practic îi pierdem. O stație, dacă ar fi să o cumpărăm de-a gata, este scumpă, ajunge la câteva mii de lei, unele modele chiar la zeci de mii de lei. În schimb, noi de 3 ani de zile, aceste stații le reparăm cu materiale cumpărate de la importator. În sumă bănească nu mai costă așa de mult ca și cum am cumpărat-o de nou, dar înseamnă cheltuială și muncă. În Slatina, stațiile de autobuz sunt vandalizate în mod constant, deși avem un sistem de supraveghere video cu aproape 190 de camere. Actualele stații au fost montate în urmă cu 5 ani, iar la momentul acela, municipalitatea a alocat acestui proiect un buget de 120.000 de lei.